Tocmai am văzut că în weekend strada principală din Bacău se închide și asta mi s-a părut foarte interesant, dar și mai interesant este că nu se închide oricum, ci cu ghivece de flori. Salutare dragi copii și prieteni și bine ați venit la un nou vlog din Bacău! V-am povestit că stau aici mai mult timp, așa că am ieșit puțin prin oraș să vedem ce locuri mai descoperim. Vizionare plăcută! Începem de la Casa de Cultură Vasile Alexandrii, care este chiar vis-a-vis de Palatul Administrativ. Și vreau să merg să găsesc casa lui Vasile Alexandrii, care e pe aici, pe undeva prin spate. Mi se pare foarte dubios de filmat aici. Se uită lumea ciudat la mine în continuu. Casa se află pe strada George Apostol numărul 9. Eu am venit pe aici prin spate cumva și bănuiesc că asta este. E împrejmuită și în paragină. Casa care se vede puțin după această prelată a aparținut scriitorului pașoptist, după care a fost preluată de generalul Badiu. Nici măcar nu pot să filmez, că nu se mai vede. Au acoperit-o, să nu se vadă că au lăsat-o în paragină. Casa a fost naționalizată de comuniști și în 1989 a fost înscrisă pe lista clădirilor istorice. De atunci se pare că nimeni nu s-a mai obosit să aibă grijă de ea în vreun fel. Nu știu cui mai aparține în zilele astea. Am citit că după 89 a funcționat câțiva ani ca grădiniță, după care a fost cumpărată și răscumpărată de diversi străini sau ceva de genul ăsta și n-au mai avut grijă de ea. Eram doar curioasă să o văd și eu. Casa are o istorie tristă, se pare. Știți mai multe informații pe internet. Am venit, am văzut. Merg mai departe spre parcul orașului, care este aici în apropiere, să vedem ce găsim și pe acolo și cum se prezintă acest parc. Am ajuns din nou la prefectură și vreau să iau pe aici prin spate, pentru că pe strada principală este foarte multă lume și să vă spun că mergem în parcul Cancicov. Casa Rebecca, mamă, ce bine arată aici! Tare! Parcul a fost înființat sau a luat naștere în 1938, când locuitorii Bacăului au spus că vor un parc, noi vrem un parc, acum ne faceți parc. Și la început se numea Parcul Carol, fiind în vremurile lui Carol, bănuiesc, nu? După asta a mai avut diverse nume, cum ar fi Parcul lui Eminescu, Parcul Nou sau Parcul Libertății. E foarte frumos cartierul pe aici, încerc să găsesc o intrare lăturalnică, să zicem, un parc. Sper că o să-mi iasă, doar că am ales să vin pe aici ca să pot să vorbesc în liniște, ca să zic așa. Bun, după Revoluția de la 1989, parcul a luat numele lui Cancicov, Mircea, el fiind un dezvoltator al zonei urbanistice în acea perioadă și de atunci se pare că a rămas cu același nume, unul greu de pronunțat, Cancicov, Cancicov. Sper că de data asta am pronunțat bine, că m-au certat oamenii când am fost la Buzău și am zis Marghiloman când era Marghiloman. Nici n-am fost în stare să citesc numele corect, rușine. Nu se putea să nu vă arăt clădirea ANAF-ului din Bacău. Un semi-monument. Sau ce fie asta? Un monument veștejit de vreme. Am mai găsit o terasă drăguță pe numele ei Piațeta și cred că acolo o să intrăm în parc.
Uite aici un loc și mai drăguț. Cu cafea. Mi-am luat un latte mic și ca să facem o diferență față de prețurile din București, a costat doar 5 lei și cafeaua este excelentă. Vă recomand cafeneaua asta, excelentă! Cea mai bună cafea pe care am băut-o de când am venit la Bacău. Hai că ajung în parc! L-avem aici și pe Mircea Cancicov, economist și om politic și membru de onoare al Academiei Române. El este. Ce avem noi aici? Încă o biserică. Am senzația că aici e tărâmul bisericilor moldoveniști. Nu știu cum să mai numi și biserica asta. Pot să mă uit pe hartă, dar uite, nu o să mă uit. Ideea este că e plin de biserici în Bacău. Asta am remarcat. Mamă, ce haos! Mâncare tradițională și baclava. Avem aici și fântâna parcului, bănuiesc. Doamne, ce bine arată și ce bine miroase! Ce bine arată și ce bine miroase! Aici pare a fi terasa fița orașului, dar nu mă opresc acum. Doar m-am gândit să vi-o arăt aici lângă fântână și am mai văzut un loc cu terase foarte tari. Imediat vi-l arăt. Uite, chiar aici. E rușine să mă apropii, dar este și o fântână în mijlocul terasei. Asta cred că e cea mai tare alee din parc. E mult mai lungă decât se vede în imagini. Și mă duc să văd și muzeul din parc de pe din afară, normal. E târziu și aici totul se închide repede. Măi, ce-i cu gălăgia asta? Vine ploaia? Hai să vă arăt eu muzeul, dar din dos așa, este Muzeul de Științe ale Naturii. Bineînțeles că nu putem intra, dar voiam să vi-l arăt pentru că mi se pare că este o clădire cel puțin interesantă. Se numește Ion Borcea, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Ăsta-i, în parc, deschis până la ora 4, cred. GPS-ul m-a condus spre această ieșire din parc, pe la Teatrul de Vară, cred că este ăsta. Nu știu dacă funcționează, dar arată destul de bine, deci probabil că da. Ce drăguț este! GPS-ul m-a condus cumva prin spatele teatrului și spatele arată super. Și mă îndrept spre observatorul astronomic, pentru că am văzut că este tot o clădire mai specială de aici din Bacău. Bineînțeles că nu va fi deschis, dar mă rog, îl vedem măcar pe afară și dacă merită, în altă zi și pe dinăuntru. Hai să continuăm drumul. Foarte frumoasă această zonă. Nu știu cum se numește, dar e cumva în spatele parcului. Aici stă lumea bună. Sigur. Nu-i aproape nimeni pe străzile astea, dar nu e dubios. E liniște.
Am intrat pe strada cu observatorul, îl văd acolo, este cel albastru. Abia aștept să vi-l arăt. Pare foarte interesant. Tot mai găsesc chestii în drum, ansamblul fostei școli populare de arte. Ansamblul Busuiocul. Wow, ce tare este observatorul! Vreau neapărat să vin aici! Naiba se vizitează! 8 lei, luni închis, zilnic de la 10 până la 18. Am venit un pic cam târziu. Taxă de foto 10 lei și spectacol planetariu minim 10 persoane. Wow, ce tare este! Wow! Ce să zic, promit că îmi fac timp și vin să-l vizitez și sper să pot să vă arăt și vouă ceva. O să dau un telefon mâine să văd cum programez. Wow, ăsta m-a dat pe spate! L-am văzut eu în poze, dar și live super arată. Mai departe, mai am un loc de văzut pentru astăzi. După cum ați văzut, este casa memorială a lui George Bacovia, care și aia e închisă, dar asta e dacă mi-am ales să fac plimbare seara. Asta e, plus că, na, ce să fac? Doar acum am avut timp. Mergem să vedem pe din afară și vedem dacă ne impresionează în vreun fel, ăsta fiind ultimul punct al zilei de astăzi, pentru că vine noaptea. Hai să vedem. Am ajuns într-un rond, am văzut că acolo sunt fostele domenii a lui Bogdan, parcă era scris, sau nu cred, stai să mă uit. De la mână până la gură, uit, fostul domeniu Buzbugan, nu Bogdan. E o casă în paragină. Păcat de ea, cine știe și cu asta ce s-a mai întâmplat. Nu știe nimeni. Aici am dat încă de o cafenea, care apare top rated pe Google. A ajuns spre centru, că îl văd pe Hotel Moldova, l-a părăsit-ul. Deci e în centru. Aici o școală, cu pereți simpatici. Am ajuns și în ultimul punct pe care voiam să-l văd astăzi și anume casa memorială a lui George Bacovia din Bacău, unde acesta a trăit timp de 22 de ani. Măcar această casă arată mult mai bine și știu că este și muzeu, se poate vizita, dar bineînțeles că nu am apucat. George Bacovia, un geniu poetic înnoitor al liricii românești. Vai ce greu a fost să citesc chestia asta. Acesta a fost vlogul de astăzi, turul 3 în Bacău. Sper că le-ați văzut și pe celelalte două, dacă nu le găsiți în playlistul vlogs. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, aștept un like de la voi, poate și un subscribe și ne vedem în episodul următor, cel mai probabil tot de la Bacău. Dacă aveți idei pe unde să mai merg, pentru că lista mea s-a cam diminuat drastic, puteți să-mi scrieți jos în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat la mine și ne vedem în curând! Pa, pa!